Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip! Astăzi vom discuta despre mai multe companii, le vom analiza pe rând. Vom începe cu Comelf, care doar astăzi a crescut cu 3,57%. Ne aflăm în acest moment la un preț 5,8 lei pentru o acțiune, dar vreau să vă arăt puțin pe analiza tehnică câte procente a crescut această companie în ultimele două zile, pentru că veți avea un mini-șoc, ca să spun așa. Vom măsura de aici de jos de miercuri până în maximul pe care l-a atins astăzi, care înseamnă 25 de procente, dar această creștere a încheiat-o astăzi la aproximativ 19%. Dacă măsurăm de luni până astăzi, haideți să ne uităm puțin, înseamnă 33 de da? procente, până la 6,10. Dar dacă, să spunem, măsurăm până aici la 5,8, la cât a încheiat astăzi, înseamnă 26 de în 4 zile, Maxim. O creștere foarte, foarte bună pentru această companie. Vă recomand să aruncați un ochi asupra acestei companii pentru că în viitor vom avea parte numai de lucruri bune. Mă aștept ca lunile viitoare să ajungem pe la aproximativ 10 lei dacă continuăm în acest ritm să creștem. Mai este timp până acolo. Momentan haideți să ne axăm strict pe prezent pentru că asta ne interesează pe noi și cum să facem să acumulăm acțiuni la un preț cât mai redus pentru că în acest moment din punctul meu de vedere deja compania a crescut mult prea mult și personal aștept o corecție din partea ei ca să pot intra și eu în ea. Iar dacă nu va avea loc nicio corecție pentru mine nu este nicio problemă, cumpăr treptat, pot cumpăra la 6 lei pot cumpăra la 6,5 lei dacă ajunge, iar dacă începe să scadă, voi intra ușor, ușor la diferite prețuri, pentru că doar așa voi reuși să-mi fac o media a prețului cât mai mică pentru această companie. Bun, antibiotice a crescut cu 5,3%, astăzi ne aflăm la un preț de 1,19 lei, Haideți să ne uităm puțin pe grafic. Treaba este foarte simplă pentru antibiotice. Avem nevoie de ziua de vineri plus următoarea săptămână de luni până vineri ca să vedem o mișcare exactă cu unde ne vom duce. Dacă mergem către 1,3 sau dacă va avea loc o corecție sau o mișcare laterală. Deci, din punctul meu de vedere, cam asta este perioada de timp. O săptămână pentru că deja se poate observa, da? Am avut această Creștere, a urmat această scădere, ne-am oprit, după aceea am urcat din nou, am scăzut puțin, dar nu am scăzut mai mult de atât, da? adică nu ne-am dus sub un leu, ceea ce este foarte important. Asta arată că trendul este crescător, iar în acest moment dacă va avea loc din nou o corecție, vom vedea dacă vom merge sub acest bottom de aici, da? iar dacă vom merge sub, vom începe să scădem din ce în ce mai mult, asta este părerea mea. Dacă nu mergem sub acest bottom... Trendul în continuare vă spun este în creștere, deci să ne așteptăm ca antibiotice să crească. Alumilul în acest moment este la un preț de 2,1 RON, a scăzut cu 0,47%. Ne aflăm în acest moment la această corecție, se poate observa de la 2,14 mergem către 2,1, poate chiar 2 lei, dar vom vedea pe parcurs cât de mult poate să scadă alumil. Dacă vreți să cumpărați acțiuni la această companie, vă recomand să fiți la curent cu graficul, cu prețul, pentru că în cazul în care o să scadă mai mult de atât, să puteți intra și voi la un preț mult mai bun, să nu cumpărați, de exemplu, acum la 2,1 și după aceea să nu mai intrați deloc doar pentru că sunteți leneși. Nu, nu se procedează așa. Aveți răbdare, intrați aproape în fiecare zi ca să vedeți și voi ce face această companie și nu doar alumil, al orice altă companie pe care o urmăriți și în care vreți să investiți și evident în care vreți să investiți inclusiv atunci când au loc creșuri, da? pentru că aceste creșuri nu durează foarte mult, sunt pe o perioadă scurtă de timp și dacă nu sunteți atenți atunci când va avea loc un creș, evident că o să vă prindă într-un uptrend cel mai probabil, iar în acel moment deja startul s-a dat și voi sunteți după start. Deci randamentul vostru va fi unul mai mic, iar ca să îndepărtăm lucrurile astea trebuie să fim atenți la grafic. Cât de mult o să scadă Alomil? Nu știu să vă spun, vă pot spune doar că mie mi îmi place foarte mult această companie, îmi plac foarte mult randamentele dividendelor pe care aceștia le-au distribuit se pot observa aici în partea dreaptă, da, din 2018 până în prezent, dar inclusiv și sub anul 2018. Dacă ar fi să aleg între Alro și Alumil, aș alege Alumil fără să mai stau pe gânduri pentru că îmi place foarte mult graficul de la acea companie și inclusiv randamentele dividendelor la care Alro stă un pic mai slab decât Alumil. Se poate observa că nu distribuie dividende anuale dar randamentele sunt destul de bune la această companie, dar mare, mare atenție, încă o dată vă spun, este un minus foarte mare pentru Alro că nu distribuie dividende în fiecare an. Ar fi ajutat destul de mult compania, iar prețul evident că ar fi crescut în timp. Acesta este graficul companiei Alumil pe perioada de 10 ani. Se poate observa cum din anul 2020 până în prezent avem o creștere treptată, o creștere nu la fel de serioasă cum a fost în anul 2017, ca apoi să avem un creș la fel de rapid ca și uptrendul, ca să spun așa, da? Bun, este mult mai treptat, piața s-a maturizat, iar comparativ cu Alro, o să vă arăt imediat și graficul, Alumil stă mult mai bine decât Alro, da? Se poate observa, puteți să trageți singur concluziile, dar acesta este adevărul. Haideți să ne uităm puțin dacă Alumil din anul 2020 a crescut până în 2023, ce a făcut Alro? Păi Alro nu prea a făcut marea acusarea, de aici de la 1.2 ne-am dus în 3, iar de aici de la 3 lei ne-am dus către 1.53 și se poate observa că are loc o scădere care nu știm cât durează, evident nu avem nicio creștere, deci nu avem cum să facem bani cu Alorom momentan. Am să vă arăt câteva companii din domeniul IT. Vom începe cu Safe, care în acest moment se află la un preț de 2,74%. Astăzi a avut o creștere de aproximativ 0,4%. Haideți să vă arăt puțin graficul. Acesta este graficul companiei pe perioada maximă de timp, pentru că se poate observa din anul 2021 este la bursă. Și vreau să vă arăt câteva lucruri importante și de ce îmi place mie această companie. Având în vedere că am reușit să ajungem la 4,5 lei, să depășim cu puțin, asta înseamnă că în viitor vom reuși din nou să ajungem la acel vârf, pentru că nu este imposibil. Atâta timp cât compania ne-a demonstrat că a reușit un lucru, este capabilă să-și depășească acel lucru. Dar asta în timp, evident. De aici, de la 2,74, avem foarte mult timp la dispoziție să creștem. Da, avem foarte, foarte mult timp. Este o companie care nu este de foarte mult timp pe bursă. Ar trebui să avem răbdare pentru că este un domeniu mai nou și, evident, toate companiile care au crescut foarte bine au fost pe energie. Nu este nimic și din comun să vedem o companie de IT care bubuie. Evident, asta în timp și vom vedea dacă se va întâmpla cu Safe sau dacă se va întâmpla cu altă companie. V-am arătat zilele trecute compania Bento care a crescut foarte, foarte mult. Imediat ne vom întoarce la ea, dar pe lângă graficul acesta care ne pune la dispoziție o intrare bună pentru o Safe, am să vă arăt puțin dividendele. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât o companie distribuie dividende, chit că sunt ele cu randamente foarte slabe, atrage investitori. Iar pe mine personal, o companie care distribuie dividende de genul mă atrage în comparație cu o companie care nu distribuie dividende deloc. Deci acesta pentru mine este un plus. Depinde și pentru voi cum este. Dacă sunteți atrași de dividende sau nu. În cazul celor de la Bento se poate observa avem dividende, dar cel mai mult îmi place graficul pentru că avem creșteri foarte mari. Da? După ce a mers o bună perioadă de timp în lateral, se poate observa cum dintr-o dată a avut loc această creștere. Haideți să avem răbdare, să vedem ce se va întâmpla cu prețul de acolo de sus, dacă va avea loc o corecție sau nu, sau evident dacă vom încerca să mergem ușor ușor în sus, da? cum s-a întâmplat aici. De exemplu, după această mișcare laterală unde prețul nu a făcut absolut nimic. Următoarea companie este Softbinator. După cum se poate observa pe acest grafic, am ajuns la 8,6 lei, cel mai sus, iar în acest moment are loc o scădere, da? ne-am dus până în 5 lei. Deci nu ar fi ceva ieșit din comun să cumpărăm de o sumă mai mică de bani, da? câteva acțiuni la această companie, să le lăsăm acolo, să vedem, să facem un test dacă poate să crească sau dacă nu. Blocarea unei sume de bani într-o anumită companie, de exemplu cum este Softbinator, la un asemenea preț, nu este ceva ieșit din comun. Eu vă spun părerea mea, dacă vreți să ascultați bine, dacă nu, nu. Eu așa aș proceda dacă aș avea o sumă de bani pe care aș vrea să o investesc într-o companie oarecare, ca să văd pe parcurs ce se întâmplă cu compania respectivă și cu banii mei, evident. Iar ultima companie de astăzi va fi Arctic Stream care, uitați vă și voi puțin ce creștere frumoasă are. Deci de la 20 de lei ușor ușor merge către 27, eventual către 30 de lei în viitor, da, o creștere treptată iar această creștere se poate observa cu ochiul liber că poate să meargă mai sus de atât da evident poate către 33 dar cu timpul această companie distribuie dividende randamentele sunt destul de bune în comparativ cu randamentele companiilor anterioare dar haideți să vă mai arăt un lucru! Dacă punem la socoteală randamentele dividendelor plus creșterea pe care o are compania, îmi place mult mai mult această companie decât Bento și decât orice altă companie din IT, pentru că mi-inspiră o încredere mult mai mare. Iar încrederea pentru noi, pentru cei ce investesc la bursă este foarte importantă. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Scrieți-mi părerea voastră în comentarii și până data viitoare nu îmi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!